Bine ați venit, Săgetătorilor, și haideți să vedem ce avem pentru Săgetători săptămâna următoare. Ce avem pentru voi? De la oracolul romantic, mai întâi de toate. Este o etalare pentru relații. Flirt! Oh! Deci, săgetătorii posibil să le place, să le placă, de fapt, să flirtreze, Fie ei, fie sunt sub și acestui flirt din partea altcuiva, pentru că devin atrăgători. E foarte frumos. Și e posibil ca acea persoană cu care vor interacționa, de fapt, să fie exact persoana pe care ei au căutat-o o viață întreagă. Foarte, foarte, foarte. <laughs> Playfulness. Deci, într-adevăr, este acea joacă, acea bucurie. Oamenii când sunt îndrăgostiți, le place să să simtă din nou ca niște copii. Deci, chiar vă doresc din toată inima pentru că e o energie extraordinar de frumoasă. Ei, cu alte cuvinte, voi sunteți între gostiții. Dar puneți în aplicație, cred că, legea atracției. Și am mai găsit-o undeva, cred că la Fecioară. Uh... Fi deschis. E un fel de uh... a avea cea dorință, a cere către univers apare altceva, dar de fapt acel ceva care apare este pentru tine, este destinul tău. Cu alte cuvinte, săgetătorii mulți dintre voi v-ați pierdut speranța. Și de aceea vă spune să fiți deschiși, pentru că de fapt veți avea o mare noroc. Haideți să vedem atunci. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua este a celelalte persoane. Și ce avem pentru săgetători, cavalerul de monede, 7 de cupe și 10 de cupe. Foarte frumos! Deci deja am început. Cavalerul de monede. O persoană care îi place să pună totul la punct, să organizeze, să lupte pentru stabilitate financiară. 7 de cupe, E un fel de a trăi într-o iluzie exact ce vrea, nu știe cum să aleagă. 10 de cupe este de fapt împlinirea emoțională. Și vom mai avea încă o carte. 3 de săbii. Persoana respectivă a trecut printr-o trădare, a trecut prin ceva la care uh, poate v-a dus suferință, dar poate fi și pentru voi aceeași energie. Sunt o, poate, ceea ce vedeți voi aici este de fapt și energia voastră. Nu mai aveți încredere că veți găsi persoana cu care ar trebui să fiți. E în fel de, sunteți dezamăgiți. Dar aici aveți un nou de cupe. Ce spuneam de legea atracției? Deci nu se poate ceva să întâmplă cu noul acesta. Momentul în care voi manifestați acea pozitivitate, manifestați ceea ce vă doriți, apare. Dar asta depinde numai de voi. Și aveți pajul de monede într-un început. Vedeți ce frumoase sunt cărțile și cum ies la suprafață și îndrăgostiții. Uh, da, e posibil să, ca persoana respectivă să fie o persoană mai rece, mai distantă, dar de fapt este persoana voastră de ce spun mai rece, mai distantă pentru că aveți regina de săbi. Este o persoană foarte bine calculată, inteligentă. Um, lasă impresia că um, este o persoană rece și distantă, dar de fapt um, e o combinație foarte frumoasă între voi posibil să fie la un nou loc de muncă sau un nou început față în față. Pajul acesta vă aduce față în față. Este o întâlnire față în față. Îndrăgostiții și nouă de cupe. Este din nou este legea atracției. Deci se pune în aplicare, voi lăsa un videoclip, să știți că nu fac reclamă la videoclipul respectiv, ci pur și simplu vreau să vă dau ca, nu știu de ce, dar astăzi în continuă Cam toate cărțile este legea atracției și asta îmi spune. Dacă doriți să-l vizionați, asta este treaba voastră. Dar este ceva real acolo care poate asta vă ajută foarte mult atunci când doriți să vă faceți o o dorință, când să spune, să o formulați acea dorință pentru a fi foarte clari. Foarte mulți dintre noi uh, ne dorim ceva, dar nu știm să formulăm corect acel ceva. Ce avem aici pentru voi, claritate. 8 de cupe Plecați dintr-o situație toxică sau poate ați trecut printr-o situație toxică și este momentul să ia sfârșit. 7 de cupe și cavalerul de monede, încă o dată. Deci încercați să găsiți o oportunitate pentru a merge mai departe. Ce va se întâmplă cu camera? 10 de cupe și regina de bute. Ce spuneam un pic mai înainte? Aveți o mare pasiune, poate este chiar pasiunea voastră față de persoana respectivă. Sau doriți să arătați acea pasiune. 3 de spade, 9 de spade. Vă este teamă ca persoana respectivă să nu vă îndepărteze și mai mult sau o respingere, mai bine zis, pentru că aveți 9 de spade, e un fel de a avea insomnii pentru că nu știți de fapt ce se va întâmpla. Sau, mai bine zis, e un fel de a curăța ceva toxic din viața voastră. Dacă nu veți curăța această energie, nu este posibil să vină ceva nou. Va trebui să știți să închideți ușa la ceva. Doi de bâte, persoana cealaltă, este pusă deja într-o lumină sau, mai bine zis, este spre drumul spre a veni spre voi. Persoana cealaltă a fost o de cea dezamăgită, deci într-un fel sau altul e posibil voi să fi fost trădați, persoana cealaltă să fi fost trădată, dar într-un mod mult mai dur. Deci dacă cealaltă persoană este foarte distantă, să aveți în vedere că e posibil să fi trecut prin ceva mult mai dubios decât voi și de aceea se manifestă în acest în acest fel. Cealaltă persoană, marea preotasă, este o persoană intuitivă, dar are niște puteri extraordinare a subconștientului, știe foarte multe lucruri pe care nu le poate dezvălui. Și a devenit. Am senzația că a devenit o persoană mai tăcută. Este ca și cum ar ști secretul vieții. Persoana cealaltă este în apropierea voastră, într-un drum scurt, deci este undeva aproape de casa voastră. Iar aici am un patru de cupe, ceea ce înseamnă că energiile pe care le avem, dacă le combinăm cu noul acesta de cupe, înseamnă că e ceva la care... Va trebui să lucrați voi la timpul pe care îl aveți voi împreună. Vreau să văd persoana cealaltă. Nu neapărat cine este, care îi sunt intențiile și ce întreabă de fapt pentru voi. Persoana cealaltă. Cu siguranță este o persoană independentă. Și voi sunteți foarte atrași de această persoană. Da, este energia fecioară, e posibil să fie o fecioară. Dar e o persoană care știe, e un fel de, știu că sunt independentă, știu ce vreau și nu este foarte ușor de cucerit. Tipul acesta de persoană, să știți că nu o cumpărați cu nimic. E un fel de a lăsa natura să vă spună sau să vă ajute universul. Persoana cealaltă, carul, vedeți, este un luptător al vieții. A trecut prin foarte multe, nu și arată rănile, dar asta este și este o persoană foarte sensibilă. Soarele. Este destin destinul vostru pentru care are de a face cu soarele. Voi nu puteți să treceți prin această viață fără a nu vă aminti această persoană. Este foarte importantă pentru voi. A încercat și încearcă să facă ceva nou, care e un fel de a, prin înțelepciunea și ideile pe care le are și o minte foarte ageră prin prezența animalelor și a păsărilor pe care le aveți acolo. Uh, încearcă să, să aducă o stabilitate financiară. Șapte de săbii. Își ascunde într-un fel sentimentele, dar și le ascunde și este ceva mistic despre această persoană. Pentru că știe, dar nu arată. Și e un fel de a ține în secret sau pur și simplu nu este interesat. E, este la o grad de spiritualitate foarte înalt, are o vibrație foarte mare șase de bâte o persoană care se respectă care este bine văzută și este sufletul pereche asta este este sufletul pereche și este și cartea voastră aici echilibru și cred că această persoană va aduce și vă succes și să fiți recunoscuți. Dar este o persoană mistică. E, o, e un fel de a se ocupa de lucruri oculte, de orice. Dar este o persoană foarte bine, nu numai organizată, este, are încredere în ea, are multă înțelepciune, are o putere extraordinară pentru că avem soarele. Și în momentul în care își face apariția în viața voastră, efectiv vă luminează viața. Luminează viața societătorilor. Carul și nouă de monede, încă o dată nouă de monede, cu siguranță are de-a face... Cineva dintre voi are de-a face cu fecioară, ascendent lună sau soare fecioară. Dar știți cum este aici? Ceea ce mi se dă ca imagine exact ca ceva karmic pe care nu o poți atinge. E un fel de... Mi se dă imaginea unui, uh, unui bol de sticlă în care uh, e cineva așezat acolo și nu ai voie. Îți place foarte mult. Ca, la, ca și cum te duce la muzeu, dar nu ai voie să pui mâna, pentru că atunci se declașează ceva karmic, uh, genul acesta. E un fel de a spune, încă nu e timpul pentru, ac, pentru acel ceva. Și ți se pare foarte atractiv, deci e o persoană foarte dulce, e, care ești atașat, simți ceva, nu o poți explica, dar nu te poți atinge. Poate fi uh, o persoană care mai are pe altcineva sau uh, poate fi cineva care nu poți să te implici sau distanța la care ești. Persoana cealaltă. Vedeți? Este o persoană care um, emană iubire, dragoste. Este o persoană plăcută asul de monede, aici aveți pajul de cupe, iar aici aveți regele de spade. Foarte directă, foarte tăios, tăioasă la niște cuvinte sinceri. Șapte de spade și cinci de spade. Wow! Încearcă să nu mai aibă nicio discuție cu nimeni. E un fel de a se ascunde de ochii lumii, genul acesta de energie. Voi! Marea Preoteasă! Ceea ce înseamnă că și voi știți această persoană, deci voi aveți o conexiune cu această persoană foarte adâncă. E un fel de a vă provoca voi. Voi sunteți cei care nu dormiți noaptea, voi sunteți cei care vă gândiți la persoana respectivă. Este în apropierea voastră, sunteți două energii total diferite. Și chiar dacă încercați să treceți peste această energie, soarele vă arată cu siguranță că nu puteți trece. E un fel de a face perechea aceea de succes. Voi, vedeți, un nou început. Este un nou început din partea voastră și este un nou început real dar e un fel de a spune dezvăluie ceva, se dezvăluie un secret sau pur și simplu abia acum uh, se dezvăluie acea iubire dintre voi. Cineva nu mai rezistă. Voi, șapte de bute, încercați să o ascundeți sau mai bine zis să vă ascundeți în spatele a ceea ce simțiți. dar de fapt este cu totul altceva. Steaua, posibil să fi... E vorba aici de, uh, de un vărsător, dar avem de face și vărsător, și balanță, și gemen, pentru că avem și o energie a acestui rege de spade. Iar aici avem dragoste. Dragostiții, a doua oară, pentru că avem și aici și doi de cupe. Deci, cu siguranță voi aveți ceva de vis. Mulți dintre voi vă ascundeți și se, se vede această energie. Vă ascundeți în, în emoții, vă ascundeți în ceva în care încercați sau mulți dintre voi cred că încercați să, să nu dați prea mare importanță prezenței persoanei respective pentru că vă înțelege. Vă ascundeți dar atracția dintre voi să știți că este foarte mare și se vede. Posibil ca cineva să vadă acest lucru. Numai bine, la revedere și ne auzim!